Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri. Zi de hramă astăzi pentru schitul din Straja. Un nou scandal pentru afișajul electoral la Petroșani. Și juniorii de la Minerul Lupeni sunt vicecampioni județeni. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Adriana Hrițculesei a ajuns la Petroșani. Întors din expediția incredibilă de pe Everest, spune că aceasta a fost aventura vieții lui. Adriana Hrițculesei a ajuns pe Everest acum câteva zile și l-am întâlnit în prima zi când a ajuns acasă. A venit la familie și se consideră un norocos. Asta pentru că a ajuns pe acoperișul lumii, locul în care exista oricând riscul să nu se mai întoarcă. Pe doi dintre cei care urcaseră înaintea lui, i-a văzut pe traseu fără suflare. I-a fost și lui greu, masca de oxigen i-a înghețat, dar a trecut cu bine peste tot ceea ce a fost dificil. Am fost plecat în aventura vieții mele, pot să zic. Cu siguranță această expediție a fost una dintre cele mai grele de până acum, dar sunt foarte fericit că mi-am îndeplinit obiectivul, acela de a ajunge în vârful cel mai înalt punct de pe pământ. Avea planificată expediția până la finalul lunii și asta este dovada că a fost perseverent, curajos, dar și norocos. Foarte, foarte, foarte greu, dar sunt foarte bucuros că organismul meu s-a adaptat atât la diferența de fusorar, la temperaturile extreme de acolo, pentru că vremea în Himalaya este foarte, foarte imprevizibilă. Noi am prins un vânt foarte puternic, de aproximativ 35 de km pe oră. Vârful, cred că undeva la minus 40 de grade Celsius a fost temperatura. În mod normal, expediția trebuia să se termine pe 30 mai, dar Dumnezeu ne-a ajutat, vremea, să zic așa, a ținut cu noi, totul a decurs conform planului și uite că am ajuns acasă aproximativ cu 10 zile mai devreme. Este una dintre cele mai mari realizări ale sportivului de la noi și cea mai mare pentru Adriana Hrițculesei, primul român care a finalizat circuitul celor 7 vulcani de pe cele 7 continente. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Este zi de hram și pentru schitul din Straja. Tot astăzi se împlinesc 25 de ani de când a fost pusă prima piatră de temelie a lăcașului de cult. Pe pereții tunelului de la intrarea în mănăstire, unde sunt reprezentați sfinții din toate zilele din an, după cum se și cuvine, o lumânare a fost aprinsă în fața icoanei celor prăznuiți astăzi. Cu ocazia sărbătoririi, sute de credincioși s-au adunat la schitul din Straja. Slujba a fost oficiată de către preasfinția sa Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei. În predica sa, părintele a vorbit despre sfinții împărați Constantin și Elena și a subliniat valoarea și importanța lăcașului aflat la peste 1400 de metri altitudine. La această mănăstire, pe lângă acest hram, Sfinții Împărați Constantin și Elena, care sunt ocrotitori acestei mănăstiri, hramul principal, să spunem așa, pentru că este praznic împărătesc, este acela al înălțării Sfintei Cruci. Pentru că avem aici această cruce binecuvântată, care este împodobită cu părticele din Sfinte Moaște, și această cruce, așa cum bine știți, în fiecare an, în vinerea patimilor, este purtată în procesiune de jos, din orașul Lupeni până aici, în aceste înălțimi. De aceea putem spune că aici este un loc al crucii, un loc în care crucea este cinstită, un loc în care, iată, lângă cruce, sunt așezați Sfinții Împărați Constantin și Elena, așa cum îi vedem în icoana lor, șezând unul de-a dreapta și altul de-a stânga crucii. Mulțumim în chip deosebit preasfințitului părintelui nostru Nestor, episcopul Deve și Hunedoarei, că a binevoit și în acest an să vină în mijlocul nostru, să slujim Sfânta Liturghie împreună, să se roage și să ne binecuvinteze pe noi toți, să ne ține cuvânt de învățătură duhovnicească, de îmbărbătare, amintind de atât de hramul din toamnă, înălțarea Sfintei Cruci, cât și de împărații Constantin și Elena. E o bucurie când părintele tău duhovnicesc te vizitează și vine cu dragoste în mijlocul comunității.
Emil Părău, ctitorul schitului din Straja, datorită căruia acest lăcaș în anul 1999 a fost construit în 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile, prin faptele sale s-a dovedit a fi vrednic de o distinție din partea Episcopiei Devei și Hunedoarei, ce i-a și fost înmânată astăzi de însuși preasfințitul părinte Nestor. Domnul Emil Părău este primul dintre credincioșii mireni care primește această distinție. Bineînțeles că vor urma și alții, dar dânsul, ca un ctitor bun și credincios, fidel și bun al bisericii noastre, primește, iată, cel din tâi această distinție, mai ales pentru că am cunoscut în acești ani în care am fost prezent aici alături de vrednicul de pomenire, preasfințitul părinte Gurie, prietenia apropiată, sinceră și dragostea frățească pe care domnul Emil Părău a avut-o cu preasfințitul Gurie, o dragoste pe care, bineînțeles că și preasfinția sa a împărtășit-o. Și de aceea dorim ca, în semn de prețuire, astăzi să-i oferim domnului Emil Părău ordinul Gurie Episcopul. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Ani fericiți, Domnul să vă păzească într-o mulți ani fericiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească într-o mulți ani fericiți. Asta înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că pot să zic că m-am simțit foarte aproape de preasfințitul și dânsul a fost tot timpul alături de noi și ce vreau să vă spun, a participat în fiecare an la drumul crucii, a fost alături de noi, de credincioși și de aici din Valea Jiului și din județul Hunedoara și pentru mine înseamnă foarte mult și e o mare bucurie să îl port la piept. Astăzi, în calitate de cetățean și creștin, la hramul schitului din Straja s-a aflat și edilul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță. În primul rând vreau să le urez la mulți ani fericiți celor care poartă numele de Constantin și Elena. Mă bucur că astăzi a venit foarte multă lume aici la hram. Într-adevăr, au trecut 25 de ani. Când te gândești că practic acum practic se construia și cât de repede a trecut acești ani, dar bucuria mare este că uitați-vă, avem foarte mulți oameni care au participat la acest hram și mă bucur că au venit cu sufletul, mă bucur că sunt oameni necredincioși și că sunt oameni aproape de Dumnezeu, ceea ce trebuie să avem fiecare noi credință și trebuie să avem această dorință și dragoste de a face lucruri bune și de a face lucruri cât mai frumoase. Fiind o zi de sărbătoare, după încheierea slujbei, toți cei prezenți au fost invitați să participe la o agapă cu mâncăruri tradiționale. Momârlanii îmbrăcați în costume tradiționale și nu numai au participat la slujba oficiată de un sobor de preoți la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Petroșani. La final, aceștia au gustat și din bucatele tradiționale. Sute de oameni au venit la biserică, iar unii dintre ei au impresionat prin costumele populare. A fost o mare de oameni în alb și negru, tradiția fiind dusă mai departe de la cel mai mic la cel mai mare. E o tradiție care se ține și am decis să venim la praznic, să mai întreținem un pic tradițiile cât de cât. Și pe ea, tare frumos. Păi și ea trebuie să obișnuiască de mică. Dar vreau să mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu pentru timpul ăsta frumos și că ne l-a dat și ne putem desfășura activitățile. E un hram al Bisericii Constantin și Elena care e o bucurie pentru noi, pentru că această tradiție, această agapă, cum zicea Părintele Pătrașcu, e o agapă frățească, agapa dragostei, care, după ce oamenii participă la slujbă și la liturghie, iasă toți afară și servești din masa frățească și noi ne bucurăm pentru că asta pentru noi este o cinste a bisericii noastre, a noastră care trăim pe aici și a celor care au fost și nu mai sunt printre noi. Trebuie să ducem tradiția asta mai departe, că e unică în Valea Jiului, e unică în România. De oraș aici nu suntem egal toți. Nu contează că suntem de la bloc sau suntem de la sate. Aici, la biserică, suntem toți egali. Câte nedei din astea ați prins de-a lungul timpului aici?
aproape nici nu mai știu că s-a făcut deodată și după aia s-a oprit și a început acum din nou iară. Ce ne spuneți despre această nedeie? Asta e un lucru, cum să zic eu, moștenitor de trămoș. S-au făcut nedei de pași mai ales. Și noi facem la lungă acolo întotdeauna, după aia aici, după aia iar înapoi acolo. Și între timp în curtea bisericii, în Ceaune, se pregătea mâncarea momârlanilor. Tocana de oaie, varză și pasatul. Mâncarea noastră tradițională. Exact. Fără asta nu se poate. Și numai bărbații sunt aici. Păi aici numai bărbații, că femeile sunt în biserică. Bărbații pregătesc mâncarea tradițională. Păsat, varză și carne. V-am văzut îmbrăcați astăzi toți. Toată lumea, pe sărbătoare, Constantin și Elena, hamul bisericii. Mereu v-am găsit aici. Da, tot timpul. Și aici și la Slătinioară. Un sobor de preoți a oficiat slujba, iar printre invitați și părinți din Arad. Mă numesc Ștefan Dimitriu și slujesc de 11 ani la Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Petriș, protopopiatul Lipova, Arhiepiscopia Aradului. M-am bucurat văzând că biserica este plină, fiind și un hram istoric, aș putea zice, al orașului. Și există o mare evlavie față de Sfinții Împărași Constantin și Elena, după cum ziceam și în cuvântul pe care l-am ținut la liturghie. În țara noastră avem 1.700.000 de români care poartă numele Sfinții Împărați Constantin și Elena. Dar nu au ajuns doar momârlanii cei care păstrează tradițiile noastre, ci și oamenii de rând. Cu toții au ascultat slujba și mai apoi au venit la Agapa Frățească pentru că mâncarea momârlanilor le place tuturor. Este hramul bisericii Sfântul Constantin și Elena. A fost o slujbă foarte frumoasă și de fiecare dată după slujbă este această agapă creștinească, un obicei foarte frumos. Se servește mâncare tradițională, varza, tocana de oaie și păsatul, mâncăruri care practic ne identifică pe noi în Valea Jiului și în special pe momârlanii noștri care reușesc să ducă tradiția mai departe. Vedeți, sunt foarte mulți copii îmbrăcați în costume populare și adulți, dar foarte mulți copii, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult, că pe an ce trece tot mai multă lume se întoarce cumva la tradiție. Acest costum momârlănesc în două culori, alb și negru, are o eleganță aparte și totodată și o însemnătate spirituală, dacă vreți, această luptă și această contradicție între viață și moarte. Un nou scandal la Petroșani pentru afișajul electoral. De această dată, Tiberiu Iacobriți, candidatul PSD, reclamă faptul că panourile au fost vandalizate și, în dreptul numelui său, a găsit mesaje la adresa sa, iar poliția face verificări. La Petroșani pare să fie locul în care bătaia din campania electorală se dă pe panourile de afișaj. Și la numai câteva zile de când afișele unor candidați au fost rupte, a venit și rândul actualului primar să reclame acte de vandalism. Unii contracandidații mei și susținătorii lor au recurs la distrugerea panourilor de afișaj și la încălcarea regulilor privind afișajul electoral. Aceste acțiuni nu fac decât să submineze practic acest proces democratic al alegerilor. În noaptea trecută, unele panouri electorale au fost murdărite, la fel și multe zone de pe domeniul public, cu vopsea. Pentru aceste fapte am înaintat deja plângeri penale la parchet și la poliția municipiului Petroșan. Pe jos, în fața panourilor electorale, cineva a lăsat cu vopsea mesaje prin care actualului primar îi este cerut să plece acasă. Totul s-ar fi petrecut în jurul orei 1 noaptea și poliția locală a sesizat acest lucru. Oamenii legii au pornit o anchetă. Poliția municipiului Petroșani a fost sesizată în cursul nopții trecute cu privire la faptul că persoane necunoscute au murdărit cu vopsea de culoare neagră afișele electorale amplasate pe două panouri pe strada 1 decembrie 1918 din municipiul Petroșani. Având în vedere aspectele menționate, polițiștii au demarat cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de comiterea acestei fapte și luarea măsurilor legale, respectiv de sancționare contravențională a acestora.
Potrivit legii, constituie infracțiune distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin șpreiere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor program afișate, ori a oricăror afișe, ori anunțuri de propagandă electorală. În funcție de gravitate, astfel de fapte sunt sancționate cu amenda care poate ajunge până la 4.500 de lei. Alegerile sunt din ce în ce mai aproape. Astăzi vă prezentăm câte sunt și unde se află secțiile de votare din municipiul Petroșani. Petroșenenii vor avea la dispoziție un număr de 26 de secții de votare pentru alegerile din data de 9 iunie. Printre aceste locații bine cunoscute se numără sediul vechi și cel nou al școlii gimnaziale Ighe Duca, anfiteatrul Universității din Petroșani sau casa pensionarilor din localitate. Spre deosebire de alegerile desfășurate cu 4 ani în urmă, vor avea loc însă și 3 schimbări, respectiv secția de votare cu numărul 148 de la grădinița numărul 3 cu program prelungit de pe strada Carpați s-a mutat la grădinița cu program prelungit PP3 de pe strada 1 decembrie 1918, iar secția de votare cu numărul 160 de la SC General Trans de pe strada Livezeni s-a mutat la sala de sport a școlii gimnaziale numărul 7. Ultima schimbare vizează secția de votare cu numărul 164 de la sediul SC Termoficare de pe strada Mihai Eminescu, ce a fost mutată la școala numărul 2 de pe strada Gheorghe Barițiu. Nu lipsa cărbunilor a ținut pe loc producția de energie la Paroșeni, ci o piesă care s-a defectat, iar asta în condițiile în care producția de energie a înregistrat în România cel mai mare preț din Europa. Timp de câteva zile la rând, la finalul săptămânii trecute, energia a avut un preț uriaș în România. Un megawatt-oră fiind vândut cu peste 504 lei, dar complexul energetic Valea Jiului nu a vândut, intrând în echilibrare doar de luni dimineața. De ce, ne explică directorul general. Duminică noaptea am pornit, echilibrarea s-a făcut dimineața la 6. Noi am fi vrut să pornim într-adevăr că ținem legătura și domnul din cadrul companiei care se ocupă pe partea de energie ne-a ridicat să pornim, că tocmai să profităm de prețurile bune. A fost o problemă tehnică, a fost comandată o boxă, acum sper să nu greșesc, din Germania, în care joi a venit și chiar și în cursul zilei de duminică s-a finalizat. Acesta a fost motivul pentru care nu am putut porni, că eram în situația care porneam și ne dădea desul floare afară sau se întâmplau mai multe. Aproape 20% din producția de energie electrică a României s-a bazat în ultimele zile pe cărbune. A venit de la Gorj, dar de luni, în această săptămână, a început să vândă și complexul energetic Valea Jiului. Duminică suntem așteptați la Țebea. Consiliul Județean Hunedoara organizează un eveniment în cinstea lui Avram Iancu. Suntem în anul Avram Iancu și în județul nostru, la Țebea, au loc o serie de manifestări. Duminică, 26 mai, începând cu ora 16, la Țebea, la Casa Muzeu Avram Iancu din Roștioara de Jos și în complexul de monumente Țebea, vor fi spectacole și ceremonii dedicate lui Avram Iancu. Evenimentul cuprinde manifestările cultural-patriotice închinate memoriei Crăișorului Munților, de la nașterea căruia se împlinesc 200 de ani. Duminică, 26 mai, începând cu ora 16, de la Casa Muzeu Avram Iancu din Baia de Criș, se va pleca într-un marș spre complexul de monumente Țebea. Acolo, la mormântul Crăișorului Munților, se va intona imnul de stat și marșul lui Iancu. Vor avea loc alocuțiuni ale autorităților locale, precum și o evocare istorică susținută de profesor dr. Dumitru Poeta. De la ora 18 este programat un spectacol folcloric cu participarea soliștilor Cornel Biorza, Liliana Laichici, Mariana Deac, Ciprian Roman, Felicia Stoian, Cristian Fodor, Ciprian și Mihaela Istrate, Ciprian Pop, Ionel Coza, Cătălin Furdui, Cătălin Dudaș și Mihaela Oprea, acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean, dirijat de profesorul Gheorghe Câlțea. Evenimentul este prezentat de Ionuț Drăgotesc și Felicia Stoian. Juniorii de la Minerul Lupeni au devenit vicecampioni județeni. Ieri a avut loc festivitatea de premiere a tinerilor sportivi din Valea Jiului.
Tinerii de sub 19 ani din Lupeni calcă pe urmele seniorilor și obțin performanță într-un sezon ce a devenit unul de excepție pentru minerul Lupeni. Juniorii au început campionatul cu 6 victorii la rând, iar la sfârșitul acestuia au reușit să se claseze pe locul 2 și respectiv să devină vicecampionii județului Hunedoara. Iar după ce a avut loc și ultima bătălie în cadrul etapei cu numărul 22 contra juniorilor de la Dacia Oroș Știe, meci câștigat categoric cu 3-0 de cei din Valea Jiului, suporterii echipei din Lupeni au rămas în continuare pe stadion pentru a le mulțumi fotbaliștilor pentru rezultatele lor. Astfel a urmat un eveniment de decernare a premiilor către tinerii sportivi care au fost felicitați și de către sponsori și reprezentanții autorităților locale. Este o mare bucurie pentru municipiul Lupeni că astăzi, împreună cu acești fotbaliști minunați și împreună cu dumneavoastră, am reușit să terminăm campionatul pe locul 2. Doamne ajută, eu mă bucur pentru ei în mod deosebit, vreau să felicit antrenorii și vreau să felicit, să știți, acest club sportiv care a prins viață și se vede că într-un timp foarte scurt de timp am reușit să facem un fotbal de calitate și să avem niște rezultate foarte, foarte bune. Și mă bucur că de la mic la mare reușim să facem performanță. Și performanța se datorează în primul rând valorii dumneavoastră și vreau să-i aplaudăm pe acest copii minunat. Este o mare bucurie, să știți, pentru mine să avem aici atât jucători valoroși și performanți și toți sunt din Lupeni. Este o mare bucurie, să știți, pentru comunitatea noastră. Vreau să vă transmit felicitări, să mulțumesc părinților dumneavoastră care sunt alături de dumneavoastră, să mulțumesc claselor de la școală că aveți aici o galerie și o felicit. Ia să vă aud și pe dumneavoastră, să aud galeria aici, să aud gălăgie mare. Este o evoluție semnificativă pentru minerul Under 19 din Lupeni. Echipa de junior, ce în ediția precedentă s-a clasat pe locul 5 în campionatul județean de fotbal. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!